Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Ca de obicei, zi de zi ne revedem și ne reauzim împreună și vă mulțumesc pentru însoțire. Suntem în 25 ianuarie seara, am prăznuit astăzi pe Sfântul Grigorie Teologul și pe Sfântul Bretanion, episcopul Tomisului Sem, că cetatea Tomisului vine de foarte de departe în istoria României, cu foarte multă cultură teologică și cu mult angajament în creștinismul lui Hristos. Pentru seara aceasta am reținut un cuvânt din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel. Că acesta este testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Sfântul Apostol Pavel scrie, aducând aminte poporului Israel, că pentru a fi poporul ales al lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu trebuie să-ți locuiască în inimă. Un popor cu inimă în care locuiește Dumnezeu e de fapt într-un fel sau altul descrierea oricărui popor credincios, a poporului care chiar crede în Dumnezeu, nu doar se manifestă din când în când ca un popor al lui Dumnezeu. De ce spun aceasta? Pentru că Sfântul Sofronie, părintele de la Essex, ne spunea și spunea ucenicilor săi și prin ei, fără îndoială nouă, cât de importantă este această cultură a inimii în contrabalans cu marea cultură a inteligenței din jurul nostru. Am auzit în ultimile săptămâni și luni oameni vorbind foarte mult despre cultura acumulată, despre cât de inteligentă este lumea din jur. Dar am constatat cu aceeași durere în care constatam cât de neputincioasă este inteligența noastră în fața morții, de exemplu, că acolo unde nu există o cultură a inimii, cultura de orice fel de gen ar fi ea, nu există nici ea. Este moartă, nu are cum să învie, nu are cum să transforme omul, nu are cum să așeze omul în adevărata viață care este, până la urmă, viața veșnică, viața în Hristos. De aceea este frumos textul acesta care ne spune cum Domnul așează legile Lui în cugetul și în inima oamenilor. Adică în modul lor de a gândi, în modul lor de a trăi, în modul lor de a simți. Poate e momentul să ne întrebăm dacă cei care totdeauna servesc drept modele creștine în lumea modernă, care lovesc cu creștinismul lor ecranele și lovesc cu ele ratingurile și lovesc cu ele Facebook-urile, sunt cu adevărat creștinii care se laudă. Poate că într-un fel sau altul trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva e mai inteligent din punct de vedere duhovnicesc să ne păstrăm cugetul și inima lipită de Dumnezeu. Și încă un gând. Astăzi am descoperit în spusa lui Anthony Robbins un cuvânt interesant. Viața îți va plăti orice preț îi vei cere, trebuie să știi să ceri inteligent. Cu alte cuvinte, trebuie să învățăm în ce mod inteligența noastră ne ajută să ne trăim propriile vieți. Nu viețile altora, nu cum să le propunem altora viețile, ci modul în care noi înșine putem să trăim cu inteligență propriile noastre vieți. De aceea merită din când în când să ne aducem aminte că dacă suntem legați în inimă și în cuget cu Dumnezeu, gradul de inteligență al propriei noastre trăiri de viață este cu mult mai mult decât pare. Mâine este o nouă zi.